La 3 luni de la moartea Ilenei Ciuculete, mama și fratele regretatei artiste fac dezvăluiri cutremurătoare. Rudele cântăreței ar fi știut de boala care a răpus-o pe Ileana Ciuculete de aproape 10 ani și lansează acuzații extrem de dure la adresa lui Cornel Galeș. Era cea mai îndreptățită să ajungă acolo, indiferent că se punea o roșie sau, mă rog, ce se punea pe masă, trebuia să fie chemată mama mea. Mama mea a crescut-o pe sora mea, copiii ei, pe toți, și pe mine și pe toți ai familiei. Dar acest om nu cred că are suflet în el. Acest om are, cum să vă zic eu dumneavoastră, o greblă. Cred că grebla e dublă. Să adune numai bani. Săptămânal aducea cel puțin 2-3 mii, dacă nu mai mult. De euro, nu de altceva. Da. Da? Făcând o socoteală, așa, băbește, nu aritmeticește. Cam cât crezi că a strâns sora mea în 24 de ani? Hai nu punem 24, în 20 de ani. Ne-a îndepărtat pe toți de sora noastră, de Dar sora când, mea. Când s-a produs această El îndepărtare? A avut mâini greblă. Când, Aurel, când ai simțit tu că o îndepărtează de pe Ileana? De când s-a cunoscut după 2 ani de zile. Păi adică... De acum 20 de ani. Iubirea dintre ei a fost banul. O fi iubit-o, nu știu în ce sens... Eu de boala surorii mele știu de 10 ani de zile. Știa și mama mea, da, știa de 10 ani de zile. Chiar dacă știa ce boală are, îi dădea alcool? Da, zicea, ia o țiculiță. Acum 10 ani de zile, Roxana, da. Când mama mea s-a operat și el spune că a vândut jumate din aur să-i dea mamei mele să o opereze, când operația a costat cu toată medicamentația maxim 10 milioane. Așa, ce s-a întâmplat și atunci? Și cu copiii și cu toată lumea, aveam bani. Așa, el pleca cu surioara mea în Austria. Nu pot să cred. După care a venit și a spus, înseamnă așa, că te mint, nu? Așa. A fost la un control și a spus, tu ești bolnav. Trebuie să urmez tratament. Acest Corneluș, eu așa, l-am respectat toată viața așa. Mea, cu toate că eu am fost pentru el o antipatie. În sfârșit, n-are importanța asta, dar acest individ îi spunea, ia Ilenuța un ia nu știu mai ce, ia asta pentru ficățel, pentru bilă, pentru aia, ia o țiculiță să vezi că te face Corneluș bine. Și a făcut-o bine și a dus-o unde a dus-o. Dar nu mai tu știi, mama, ce-armură port eu pe sub piele. Când drumul e greu, mama, devin o fiară între stele. Păi de foarte ce? Supărată, am plâns și plâng mereu că nu m-a anunțat și pe mine. Când a fost bolnavă, întrebam în nenumărate rânduri ce mai fac și îmi spunea el mereu că Cornel, că face perfuzii, iar mai sunam altă dată, îmi spunea tot de perfuzii că face, dar nu mi-a spus să fi spus și mie că e bolnavă rău, să mă fi dus și eu, să fi fost și eu la capul ei. Să-i fi știu și eu vorbițele ei, obia avut și așa ceva de spus. Mamă, îi spuneam că am cea mai mare durere și o plâng și până mă duce lângă ea. Și aș fi vrut ca să fiu și eu, să fi știu și eu să fi fost lângă ea. Macar să fi murit, aș fi vrut să mor lângă ea acolo, dacă m-a anunțat și pe mine. Dar nu m-a anunțat ca să mă duc să mor și eu, să fiu și eu lângă ea, așa chiar dacă muream, să fi murit lângă ea, lângă copila mea scumpă. Nu știu durerea ei, că nu mi-a spus nimic, îmi spunea că face perfuzii. Venea asistenta acasă și făcea perfuzii, dar ea
Era în spital, dar nu mi-a spus nimic. Dar numai tu știi, mama, ce armură port eu pe sub piele. Când drumul e greu, mama, devin o fiară între stele. Toate rudele s-au, cel puțin așa se vede, că s-au întors împotriva ta. Nu, nici de clar. Nici nu știu, nu sunt, nici am urmărit foarte atent. Uh-huh. N-am nimic de clar. Nici nu știu bine despre ce e vorba. Nu comentez nimic, atât, punct.